Salutare, prieteni, astăzi vorbim despre cravată. Un tip pleacă într-o drumeție prin deșert, se rătăcește și după vreo două zile rămâne fără apă. Merge la așa încă vreo zi, cu ultimele puteri. La un moment dat vede în zare o caravană. Aleargă spre ăștia, domne, apă, ajutați-mă cu niște apă. Ne pare rău, domne, nu avem decât cravate. Domne, da o gură măcar să pot să merg mai departe. Ne pare rău, totul e drămuit, ca să ajungem la destinație, nu putem să văd. Dacă vreți cravate, bine pleacă ăsta mai departe supărat, mai merge el vreo trei zile cu ultimele puteri, aproape pe jos, de o altă caravană. Doamne, sunt salvat. Apa, apa, ajutați-mă cu niște apă. Dumnezeu nu avem decât cravate. Băi, ne ați nebunit toți, lasă-le dracu de cravate, vă vezi că mor de sete, dați-mi o gură de apă să preau și... totul e drămuit să ajungem, ne pare rău, nu putem să vă dăm. Dacă vreți cravate, bine. Pleacă ăsta mai departe, mai mult de-a le -a merge încă vreo două zile, ultimele forțe, la un moment dat ridică capul, vede în zare o oază de verdeață cu un hotel frumos, fântâni arteziene. Merge de abia ajunge cu ultimele forțe, mai mult râși, în fața hotelului portarul. Nu primim fără cravată.